Poate că exact în vremurile în care s-a născut jurnalismul, cu puterea lui magică a cuvântului tipărit, înaintașii noștri spuneau că ceea ce e scris cu penița nu tai cu bărdița. Într-un scoar cu mai multe bănci pe care trecerea timpului, arșița din această vară, ploile de la începutul lui septembrie și vopseaua proastă dintotdeauna le-au făcut urâte, niște oameni discutau, cum se zice acum, offline despre una alta. Între timp, câțiva oameni îmbrăcați în salopete au venit în scoar cu perii și cutii de vopsea și au vopsit câteva bănci. Probabil că li s-a terminat repede, ori vopseaua, ori programul de lucru, că au lăsat în urmă câteva bănci nevopsite. Însă unul din ei avea cu el mai multe foi de hârtie cu avertismentul „Atenție vopsit!” și le-a pus pe băncile vopsite și pe băncile nevopsite. Iar atunci când un om nou s-a apropiat de o bancă nevopsită din scoar, pe care era lipită o foaie cu „Atenție vopsit!”, unul din grupul celor care se uitau mai mult în telefon i-a strigat: „Fiți atent! Nu vă așezați! E vopsit!” „Banca aceea nu-i vopsită!” a spus un om din celălalt grup. „Cum nu-i vopsită? Dacă e scris clar că e vopsită!” i-a replicat altul. „Așa e scris, dar de fapt nu e vopsită!” „Nu mai spuneți ce nu este adevărat! Vedeți că toate băncile sunt vopsite și chiar e scris cu litere mari!” Ceea ce am înțeles noi din această poveste este că astăzi lumea continuă să creadă în cuvântul scris. Cuvântul scris, cuvântul rostit, se mai bucură încă de încredere. Și asta e minunat! Iar ceea ce putem face mai mult este să înmulțim puterea cuvântului în fiecare dintre profesiile pe care ni le-am ales. Mai ales în jurnalism. Atunci când spui, când ceri și când faci ceva cu grijă pentru celălalt, pentru oamenii tăi apropiați, din localitate. Asta e jurnalismul comunitar.